Bă, dar la tine toți sunt din campioni naționali? Cam asta aud de fiecare dată sau în majoritatea cazurilor în care prezentăm produsii de la baza de reproducție extrem maraton loft. Și asta datorită faptului că nu foarte multă lume știe ce înseamnă cu adevărat baza de reproducție extrem maraton loft sau proiectul extrem maraton loft. Și pentru asta, în materialul de astăzi, vreau să vă explic ce înseamnă cu adevărat proiectul Extreme Marathon Loft, cum a luat ființă, când a luat ființă și ce obiective are. Să încep cu începutul. Numele meu este Fiat Lucian și în urmă cu 4 ani de zile am luat decizia să dau naștere proiectului Extreme Marathon Loft. În ce constă acest proiect? Constă în faptul că am vrut să facem o bază de reproducție la care să aducem exclusiv descendenți din cei mai buni porumbei ai României la categoriile de maraton. Sau, să zic, as maraton, fond, categorii de lungă distanță. De ce am vrut să fac lucrul ăsta? Pentru că am văzut că în urmă cu mult timp și chiar și în zilele de azi sunt extrem de mediatizați și de promovați porumbeii de top internațional și cei din România, porumbeii care fac rezultate aici și cei care ne interesează pe noi nu au fost suficient de mediatizați și de asta am luat decizia să facem o bază de reproducție la care să aducem exclusiv doar campion național sau direct descendenți fi sau fiice din campion național. Pentru asta o să vedeți pe parcursul acestui material video când am început, ce am făcut și care sunt pașii care urmăm și pe viitor. Încet, încet la baza de reproducție, începând din 2017 până în prezent, am reușit să aducem foarte mulți porumbei descendenți din cei mai buni porumbei ai României, dar și direct porumbei care au performat ei la nivel de locul 1 național la categoriile de lungă distanță. După cum vedeți, în mână am campionul național la palmares maraton, un porumbel ce a performat foarte bine la niște curse extrem de grele, cum a fost Schwerinul, Berlinul. Un porumbel care a reușit, pe lângă faptul că a fost campion național în anul 2015 la palmares maraton național, a reușit să fie și locul 2 palmares național Berlin și locul 7 palmares as maraton. Un porumbel care a performat foarte, foarte bine. Un alt porumbel de top ce l-am adus la baza de reproducție de-a lungul timpului este campionul național la as maraton, Tineret. Un porumbel foarte energic, o să-l țin foarte bine. Are o energie fantastică și foarte greu de ținut în mână. Printre mulți alți porumbei care o să mă mai prezint câțiva dintre ei pentru că sunt un număr foarte mare, am reușit să adunăm peste 100 de porumbei la compartimentul de reproducție și toți cu super origini de-a lungul anilor, în ultimii 4 ani. O să vă prezint o parte din ei. Acesta este campionul la as maraton, Tineret. Și pe lângă toate astea am mai adus porumbei, cum ar fi, haideți să vedem. Un alt porumbel de top este dublu campion național la fond și as fond. Un porumbel care deja a reprodus la noi aici în compartiment. Avem fi și fiice din el cu diferite femele. Mai avem și un alt porumbel care vreau să vi-l arăt și pe el. Un alt porumbel din principalii reproducători la baza de reproducție extrem maraton loft este și Pitbull, dublu campion național la fond, locul 3 Europa. Un mascul foarte puternic, încurat de Chelaru Cristinel. Un porumbel care și pe el am avut cuplu cu diferite femele, cu super origine. Și am oprit și la baza de reproducție 5 pui din el, 4-5 pui cu diferite femele, pentru a reproduce în continuare și a oferi material genetic de cea mai bună calitate. Printre numeroșii fii de campion național achiziționați de-a lungul anilor, pentru că sunt foarte mulți, am ajuns, cred că, la în jur de 100 de fii de campion național. Avem porumbei cu super origini, rezultați direct din campion național, cum este și acest super mascul. Fiu direct din roșu Leonidas, un mascul care a reușit să devină multiplu campion național la maraton în 2019. Printre mulți alții, avem aici, cum avem și acest super mascul. Este vorba de un fiu direct din Super 23, Moise Dinu, din Olimpicul la maraton, nepot Super 61. Fiu din campionii naționali a triului Magirescu Joc Dorneanu, fiu din Asu în cuplu cu tripla campioană, fiu din Super 61, Moise Dinu, din legenda Super 61, un mascul foarte, foarte, foarte energic. Un alt fiu din doi campioni naționali, din triplu campion țăran la maraton și în cuplu cu Olimpica la maratona, domnul Nicola, doi porumbei de top național, locul 1 cu locul 1, un super mascul ce reproduce și la extrem maraton loft. Fiu din Olimpica domnului Cobzaru, semifrate cu 0,59, semifrate cu câștigătorul de Madonna din 2020. Un tânăr fiu din
Asul la maraton din 004 al triului Magirescu Joc Dorneanu. Fiu din 005, vicecampioană la Palmaresas Maraton, sora de cuiba campionului național la As Maraton, tot de la trioul Magirescu Joc Dorneanu. Fiu din Olimpicul la Maraton a domnului Dan Vasile. Fiu din campioana națională la As Maraton Tineret a tandemului Alexandru și Matei. Printre femele aș vrea să vă enumăr câteva dintre ele, deși că v-am spus sunt foarte multe, ne-am pierde, cred, o zi întreagă să luăm pe fiecare de parte să prestăm. Aici avem o fică din locul 1 național As Maraton, a treiului Magirescu Joc Dorneanu. Fică din campionul național la As Maraton, este mătușa celebrei femele Queen Madonna a domnului Iacobuță, este o femelă reprodusă la domnul Vartolomei. O origine foarte, foarte bună. Fică din dublu campion național la As Maraton, cred că unicul porumbel din România care a reușit să fie unul național la As Maraton și în următorul an să zboare din nou și să facă palmares As Maraton, tot locul 1 național. O femelă extra top de Etienne Merlin. Este vorba de o fică directă din Olympic Monar, semisoră cu Vip Pau, o femelă cu un bagaj genetic de mare excepție la nivel internațional. Fică din campioana domnului Malinche Iulian. Fică din campion domnului Copzaru la Maraton Tineret. Fică din doi campioni naționali, campion național la As Maraton și campion național la Palmares Maraton. O femeie are de super excepție, fică din locul 1 internațional maraton cu locul 2 internațional maraton olimpiadă, deci locul 1 olimpiadă cu locul 2 olimpiadă maraton cuplu, o superbă femeie. Fică din campioana națională la As Maraton a domnului Berar. Fică din Hosul, campionul național la As Maraton a domnului Moise Dinu. Incestă din cei doi frați de cuibă a treiului Magirescu Joc Dorneanu, din campionul As Maraton cu vicecampioana la As Maraton 004-005. Fică din legenda, fică directă din legenda Super 61, Moise Dinu. Fică din campion național la As Maraton 003 din familia Super 61 a domnului Struz Gheorghe. Fică din tripla campioană a treiului Magirescu Joc Dorneanu. Fică din campionul național de maraton al Spaniei, porumbel olimpic. Fică a triplui campion național a domnului Grigore Augustin, porumbel olimpic. Și lista poate continua foarte mult timp. Fiu din campioana națională la palmares As Maraton 3 ani a domnului Cordeanu Vasile, femeie ce a reprodus și pe ce a dat-o și pe nepoata ei locul 2 palmares As Maraton, o femeie ce a reușit să zboare 4 ani la rând având 12 din 12 maratoane clasate, ceva deosebit, și mulți alți masculi fi direct din campionii naționali la maraton, As Maraton, palmares maraton. Pentru că baza de reproducție încet, încet a început să ajungă undeva la 100 de fii din campioni naționali. Știu că este greu de crezut, dar de-a lungul timpului, v-am spus, în ultimii 4 ani am investit masiv și am adus cam tot ce am găsit din campionii naționali. Este un volum foarte mare de muncă, multă lume nu înțelege, este un volum foarte mare de muncă, deoarece, după cum vedeți, din cuplurile principale avem boxe individuale, unde avem apă și mâncare, până porumbeii, după ce împerechem, imediat după ce împerechem, li se administrează în aceste cutiuțe apă și hrană în fiecare zi. Când facem preîmperechele, când schimbăm cuplurile, aici punem un odihnitor, băgăm femela în boxă, lăsăm masculul vreo 2 zile să se acomodeze cu femela, îi dăm drumul înăuntru. Dacă cumva observăm că masculul este foarte agresiv, îl mai lăsăm câteva zile afară și îl băgăm din nou.
Nu ne riscăm să-i lăsăm liberi chiar și după ce fac ouăle, îi mai ținem câteva zile înăuntru pentru că este foarte riscant, schimbăm cuplurile în fiecare an și datorită genetică care au porumbei ce sunt în cuplurile principale și reproduc pe boxe individuală, ar fi o pagubă foarte mare să ne spargă ouăle sau să ne omoare puii și de aia monitorizăm zilnic, porumbei stau închiși cel puțin până reproduc, să ne asigurăm de originea lor. Este, cum v-am spus, un volum foarte mare de muncă. De-a lungul anilor am căutat tot timpul să reîmprospătăm, și, cum am spus-o și o repet, cu investiții foarte mari, am reușit să aducem constant porumbei direct din campionii naționali la maraton, AS Maraton, chiar și palmares AS Maraton. Dar în ultimul timp am reușit să aducem și niște super produși de nivel internațional, niște porumbei cu o valoare și genetică și financiară cu mult, mult mai mare și încet, încet o să asigurăm clienților noștri și o genetică puțin mai la un alt nivel. Cam asta am vrut să vă spun despre proiectul Extrem Maraton Loft. Poate mulți dintre voi știți că am creat și niște, să zic așa, scheme genetice de-a lungul anilor. Am început să împerechem un mascul, fiu din doi campion național, cu o femelă, fiică din doi campion național și am reprodus niște nepoți care sunt cu toți patru bunici campion național la categoriile de lungă distanță și la rândul lor acești nepoți din patru campioni am împerecheat între ei și la începutul anului 2020 am reușit să avem primul cuplu din care toți străbunicii pe tot palierul să fie campion național la categoriile de lungă distanță. Pun cu anul 2021 vom avea mai mulți produși pentru că am oprit la lotul de reproducție, am început să ținem la lotul de reproducție exclusiv fii și fiice din campion național, dar și nepoți din 3 sau din 4 campioni național. Am început să renunțăm la nepoții din 2 campioni național, care în trecut am împerecheat nepoți din 2 campioni național cu nepoți din 2 campioni național și aveam strănepoți din 4. Acum vrem să avem o gamă cât mai concentrată și să restrângem cât mai mult, să oferim o genetică de excepție. Dar asta, v-am spus, s-a făcut în timp, cu multe sacrificii. Poate ați văzut foarte multe comentarii când prezentăm materialele de la Extrem Maraton Loft sau când prezentăm produse și vedeți tot felul de comentarii de la crescătorul unui puțin mai invidios sau nu știu cum să le spun, treaba lor, nu am nicio treabă cu ei. Na bine mă, la tine toți sunt campioni, dar nu te-ai săturat să ne umpli capul de atâția campioni? Da, sunt numai campion pentru că la baza de reproducție asta m-a chestionat de-a lungul anilor, cu o investiție pentru unii colosală, pentru unii imposibilă, pentru unii normală, pentru unii foarte accesibilă, depinde de veniturile fiecăruia. Dar v-am spus, ăsta a fost scopul, a fost o muncă de 4 ani, intrăm la 5-lea an, nu a fost peste noapte, nimic nu a fost peste noapte. Și poate mulți nu știu de lucrul ăsta și din cauza asta încerc să zic că na bine, de la voi toți sunt din campion național. Da, absolut toți sunt direct descendenți din campion național, pentru că ăsta a fost obiectivul bazei de reproducție. Cam astea au fost, puteți să urmăriți pagina noastră Extrem Maraton Loft, dați un click pe urmărire sau un like sau o abonare la canalul de YouTube. Pentru că în viitorul apropiat o să vă prezentăm tot felul de produși care scoatem de la Extrem Maraton Loft, produși cu o valoare genetică foarte mare. Dacă sunteți alături de noi, o să îi vedeți. O să vă dăm mai multe metode în descrierea acestor materiale video, un grup de WhatsApp, canal de Facebook, aici puteți da o urmărire a paginii Extrem Maraton Loft. Și pe viitor puteți să ne contactați fără ezitare dacă vreți material genetic. Avem, v-am spus, de la o foarte mare parte de crescători din toată țara asta, porumbei care au concurat la FCPR, din diferite zone a țării, la toate categoriile de lungă distanță. Nu ezitați să ne contactați, pentru asta suntem. Asta este scopul de unei baze de reproducție, să asigurăm material genetic. Eu vă salut, toate cele bune și să ne auzim cu bine!